Bine ați revenit pe canalul meu! Înainte să începem, aș vrea să vă mulțumesc pentru numărul din ce în ce mai mare de abonați. Nu uitați să dați un like sau să distribuiți acest clip pentru a-l vedea și prietenii voștri. Astăzi vom vorbi despre fabuloasele ouă de Paște ale familiei imperiale ruse. Povestea celei mai scumpe tradiții de Paște. Paștele este cea mai importantă sărbătoare pentru creștinii ortodoxi. Creștinii aduc la biserică ouă pictate manual pentru a fi binecuvântate, iar apoi le așează frumos pe mesele de sărbătoare. În anul 1885, țarul rus Alexandru al III-lea a decis să-i facă un cadou scumpei sale soții un ou de Paște, unul diferit de cele obișnuite de rață sau găină. Acest an a fost unul special pentru familia imperială, se marca cea de-a 20-a aniversare a căsătoriei țarului cu soția sa țarină Maria Fedorovna. Iar pentru această ocazie, țarul avea nevoie de un cadou excepțional ca să-și impresioneze soția, așa că Alexandru a comandat bijutierului regal Peter Carl Fabergé să creeze pentru el cel mai prețios ou de Paște. Urmând instrucțiunile întocmite de însuși împăratul, Fabergé a proiectat un frumos ou de un email alb care arăta ca un ou adevărat, dar atunci când era deschis, prezenta în interior un gălbenuș de aur, iar în interiorul gălbenușului se afla o găină de aur, care ascundea și ea în interiorul său un diamant în miniatură sub forma coroanei regale cu un ou minuscul de rubin. Primul ou Fabergé, diamantul în miniatură din interiorul găinii și oul minuscul de rubin au fost pierdute. Împărăteasa Maria a fost atât de încântată de darul pe care l-a primit de la soțul său, încât l-a numit pe bijutierul Fabergé aurar de renume special pentru coroana imperială și l-a instruit să creeze câte un ou nou de Paște în fiecare an. Și așa s-a născut tradiția. Fabergé a creat câte un ou unic în fiecare an, iar fiecare ou conținea câte o mică surpriză. Fabergé și echipa sa de maestri lucrau în secret timp de mai multe luni la fiecare ou în parte. Nici măcar țarul nu știa ce formă și structură va avea noul ou. Fabergé a decis că fiecare ou va reprezenta câte un eveniment marcant al familiei regale, momente decizionale și realizări ale dinastiei Romanov. Toate ouăle au fost făcute din metale prețioase precum aur și platină și erau decorate cu pietre nestemate, diamante, smaralde, rubine și alte pietre prețioase. Unul dintre cele mai scumpe ouă era oul de iarnă, creat în anul 1913, care ar fi costat în banii de astăzi aproape 3 milioane de euro. Oul a fost vândut în 2002 la o licitație cu suma de 9,6 milioane de dolari. După moartea țarului Alexandru al III-lea, fiul său, Nicolae al II-lea, a păstrat tradiția. Din anul 1894, Peter Carl Fabergé crea câte două ouă în fiecare an, unul pentru soția lui Nicolae al II-lea, împărăteasa Alexandra Fedorovna, și unul pentru mama sa, Maria Fedorovna. De-a lungul unei perioade de 32 de ani până la Revoluția Rusă din 1917, care a dus la sfârșitul domniei țariste, bijutierul și echipa sa au produs pentru familia imperială 52 de ouă de Paște, cele mai opulente și mai extravagante pe care le-a văzut lumea vreodată. Aceste opere de artă au devenit cele mai mari și mai durabile realizări ale lui Fabergé. Din cele 52 de ouă originale, astăzi au mai rămas 43. Aceste ouă rare de Paște, ale căror prețuri se ridică la milioane de dolari, sunt în colecțiile private ale diferiților colecționari, muzee și instituții din întreaga lume.